Ce te afli la poliție? Când am prins la... luat telefonul de la parc, din buzunar din fata, l-a dat la mine și venire fetele pe noi. Cum ai fost prinsă? La... la bănii acolo. Cu cine ai fost la comiterea faptei? Cu soț. Ați mai comis astfel de fapte? Nu. Este prima oară? Da. În ce zonă ai comis fapta de furt? La parc. Pentru ce te afli la poliție? Pentru furt. Cum ai săvârșit fapta? Pentru un telefon. De unde? Din ce loc? Din momentul de la spital și pe autobuzul lui. Și fata coboră la parc. Și cum ai fost prins? De poliție. Unde? În ce zonă? Lângă Băniei. Ai fost urmărit sau cum s-a întâmplat? Da, de fetele. Ai mai comis astfel de fapte? Nu. Mai fost cercetat în dosare penale? Nu. Ai mai fost cu cineva la comiterea faptei? Dar cu soția. Cine a furat telefonul? Eu. Și ea? Ea a fost lângă mine. Regreți fapta comisă? Da. Vei mai săvârși fapte de furt? Nu. Ce ți s-a întâmplat? De ce ești la poliție? Astăzi, la ora 10 și jumătate, așteptam la confecție două colegi. Când au coborât din autobuz, mi-au zis că o țigancă i-a furat telefonul. Am luat un taxi, am urmărit autobuzul până la Bănie. La Bănie ne-am coborât din autobuz, ne-am urcat din taxi, ne-am urcat în autobuz și am găsit pe cei doi. Le-a zis să ne dea telefonul până nu sunăm la poliție, n-au vrut. La următoarea stație am coborât cu toții, am sunat la poliție și am luat telefonul. Dar nu era cartela în telefon. Atunci ei au încercat să fugă, dar ne-am ținut după ei și au venit domnii de la poliție. Atunci am venit la poliție, ne-au spus că cartela au rupt-o, nu mai iau